Ioi, Doamne ajută! Că avea finușii cu nănașul și le cântă ceterașul și le cântă ceterașul. Tu l-ai bunul. Bun? L-am și bărut. Vai, mă, dacă ai ști ce bună e o gură de asta de țuică, mai ales acum, de când m-am mutat cu iubita mea, de un an de zile stăm împreună, mă, nu mai pot să beau. Nu pot. Mă, dacă beau măcar o dată pe săptămână, să beau, gata, îs alcoolist. Te faci alcoolist, alcoolic, al... Și mai primesc, mă, de la neamuri, de la prieteni, bă, nu știu unde să le pun pe casă. Nu știu unde să le pun, să nu le găsească, să le arunci. Este asta îți vine eu de naș. Doamnelor și domnilor, și mai ales dragi bărbați, Vlad, fii pe fază, Nicu vă prezintă un tutorial extraordinar. Unde să-ți ascunzi pălinca și tăria în casă? A, ce tare! Să nu te surprindă ea, dar tu să poți să tragi din când în când un gât, să-ți vină zâmbetul în obraj și să o iubești și mai mult. Follow me! Unde te duci, Fidor? Unde te duci? Stai un pic, tutorialul să începe de aici, de la frigider, să ne organizăm. Da, tu ai bere aici, Nicule. Da, cu berea să începe. Deci dacă vrei să ai succes, să tragi câte un pahar de pălincă, trebuie să ai o bere. O bere. Păi? Și spui la iubii, spui așa, zice, dragă, știi ce zi este astăzi? Păi o să zică marți, nu, dragă, sunt 2 luni și 4 zile și 3 ore de când te-am pupat în parc. Hai să bem o guriță de bere. Ia berea, nu o refuză niciodată, să bem o guriță de bere. Berea-i pornirea. Ți-ai schimbat pH-ul, da? Deci, urmează să bagi orice altceva. Țuica! Ce țuica, mă? Asta e pentru derutarea adversarului. Asta e cu apă. Ea o vede aici plină și zice, vai, iubitul meu, soțul meu, nici nu se atinge de ea, încă e plină. Nu-i trebuie de băut. Ha, 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 mă, ia apă. Bă, 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 bă! Apă! Vai, nu mai fă de că fac cu inima. Apă. Da? Ne orientăm. Pasul următor. Zi, stângul sau dreptul? Stângul. Stângul. Ești de stânga, mă, ți-am zis eu cu cine să votezi. Dreptul. Niciodată să nu pui botul la ce zicea. Du-ți papucii de iarnă, du-ți, ascunde-i, ia-ți șlap, ia-ți. Mami dragă, nu ne grăbim. Da-da-da-da. Gustă. A? Guban. Oh, asta e de prună. Leonardo, de prună. Da. Un an bun. După ce bei toată sticla, zici că ai papucul lui Iohannis, 48. Da? Ați reținut, da? Calitate. Alo! Alt ascunzătoare, Monicu? Deci dacă ai luat prima dată o guriță de bere, totul este permis. Ideea e să-ți cartografiezi casa. Adică? Cât ai? 1,7? Ai. 1,75, 105 kg. China mai micuță. Latule! Ce mă numesc Vlad Lat. Fii atent aici. Da. Io... Când crezi că o să uite? Păi niciodată, că tot eu șterg praful acolo cine sus. Cine șterge praful, a? Eu, da, te pan. Hai să te văd. A? E pere asta. Am bun. Tu uite-te sortimentele. Da. Și sticlele astea? O să ai și tu copii. Buburuza! Buburuza! Buburu și asta! Bineînțeles, căci noi facem tutorial pentru voi, căci ținem la voi. Și la ficatul vostru. Și aici, ce facem? Ce facem? Stăm ca femeile pe budă câte doi? Unde ți-e poșă? Nu, aici ai... Ai tamponile alea bune? Da. 3 picuri de noapte. Ultra sensitive, always platinum. Platinum spice. Deci, următorul pas în acest tutorial pentru a ascunde pălinca pe casă, e la budă. Te refugie. Ioi, mami dragă, ioi, nu știu ce-o gătit socra. Dar așa cramteam. Jumătate de oră. Închizi ușa și ni. Ioi, Doamne Dumnezeule, ioi, că acum fac pe mine, ioi. Nu vă apropiați! Cernobâl! Doamne, mă, Nicu! Nu, din asta nu gust! Nu gust din asta! E ce, mă? E cerea așa mare. Și pe nu simte că ai băut aici? La ce atac de bombe! Cine mai simte? Bun ăsta, deci cum ridică ăla și pun acolo? Da. Știi care-i faza? Toată ideea e să n-ai rezervor de budă acolo sus. Da. Acolo e greu. Trebuie să ai și... Nu știu. Nu m-am gândit încă așa, dar sigur voi veți rezolva problema. Din budă mai pus să beau. Din sticle de alea micuțe mai pus.
Dar altceva, că am văzut numai câteva. Mă, tu vrei să bei sau să te parfumezi? Dă-te. Ce? Ce? Ce trebuie? Știți că noi bărbații suntem cu pungile în pungi, că noi facem cumpărături. Da. Nu-i peștișorul fermecat, nu-ți face, nu-ți împlinește trei... Ține-mă! Ce fac cu asta? Trei dorințe. Ce faci? Bei! Ascunzătoare! Ultramodernă. Ni. Ce a, și, și sigilată și... Ține, nu, ține în ritmă. Fii atent. Cu același... Da, mami, vin acum! Nici Jack Eve cu stomacul așa ceva. Ce faci? Vrei să ai și peștișorul care îndeplinește trei dorințe? Una e sfântă, să poți bea în casă. Bine, mă, Nicu, dar în șpaiț toată lumea își ascunde pălincă. Aha, toată lumea își ascunde pălincă, dar dacă n-ai ce, îi dai și cu cea mai pricepută, cu cea mai pricepută Mona, cea doi o scurgătoare. Dar nu, te trimite, adu-mi un bulion, adu-mi o chestie, grijă mare să nu încurci sticlele. Că eu am încurcat odată, și am luat berbec cu bame în loc să... Și am nu, n-am putut. Da, mami! Aceeași tactică. Acum aduc. Să aduc și două cepe. În sticla de groș. Da? Usturoi, vrei? Sticla de groș, așa. Vișinată. Vișinată? 20, da. Da, mami, da. Pe smet, panco sau de alălalt? O ții de povești, înțelegi? Miroase. Da, sigur că da. Oare ți se arde pe foc sau nu văd eu bine? Și jup, ai tras. L-ai pus la loc și aduci ce-i trebuie. Polonicu, da? Bine, mă, Nicu, dar și aici ce? Șt! Suntem în camera copiilor, vorbim tare, dar folosim ce avem în dotare. Tutorialul merge mai departe. Îmi zici după ce guști. Nu prăda. A? Mai bine, bine, de din tâța asta. Mă, asta e de caisă sau ceva? Caisată. Caisată. Cum merge? Bună, bună. Bună, bună. Că prăzi, mă! Grijă mare, grijă mare. Păi și dacă eu dai asta la copil? N-are coli și dorme mai bine. Na, plăcutu-ți o tutorialul. Da, da. Are tata ascunzător? Are. Pentru orice situație. În caz de bombă, de bombă ecologică, biologică, pericol atomic, aici găsești, într-un colț al casei, găsești ceva ca să te temperezi. Și aici ce e? Ai, dacă ai o cameră în plus, îți faci în ea studio de podcast. Și aduci invitați. O dată pe săptămână, garantat, că așa e în scriptul podcastului. Să bei cu invitatul. Cea mai sigură metodă. Azi tu ești invitatul meu. Doamne ajută-ne. Doamne ajută-ne. Alt sortiment. Asta e de la Gheorghe și Anuța. Asta e de la altă nuntă. Iar voi, cei care urmăriți acest video, vlog, cum îi zice? Tutorial. Tutorial de ascuns pălinca pe-n casă. Voi scrieți în comentarii locurile voastre preferate, că sigur și voi aveți ceva ascuns și la îndemână. Și din cele mai bune sugestii, vom face un alt vlog de ascuns, că băutura să mai termină ascunzătorile niciodată.